Dar pentru care am ascultat prima lectură,
privește slăbire și libertate. Dumnezeu, Hristos, ne-a eliberat ca să nu trăim în slăbire, să trăim în libertate. Și care sunt faptele care au făcut la libertatea noastră? Noi vorbim de libertate în momentul când s-a auzit cuvântul, ne-am câștigat libertatea. De exemplu, la Căruniște, nu? Oamenii s-au câștigat libertatea. Sau, când am fost admiși în Europa, am spus că ne-am câștigat libertatea, de acest plan. Nu. Libertatea provine din interior și nu din afară. Libertatea de afară, libertatea exterioară, poate să subduce sufletul. Și mi-a amintesc un fapt de la Revoluție, că primul fapt minunat de libertate, din păcate, care s-a pus, era abolirea omului, care spuneau dintre conducătorii de atunci, spuneau că acordul libertate totală, de a face abort, de a face păcat, de a comite păcat. Libertatea adevărată este cea a conștiinței. Este libertate interioară. Omul care nu se simte subjugat, omul care se simte liber în fața lui Dumnezeu, omul care merge și de desăvârșire. Această desăvârșire este acea conștiință curată fără renunțări, fără păcate. Eliberarea din păcat, care se face prin sacrament, prin Sfânta Spovară, prin sacramentul Eucaristiei, este eliberarea care ne împlinește. Deci omul nu este mai bun. Deci de multe ori bogăcire materială pot să subjuge pe om, pot să facă sclavul, tehnic, sclavul, acelor lucruri materiale care aduc de multe ori cu sine grajă, aduc certuri, aduc dușmănii, aduc neînțelegeri, care produc plâns și durere. Nu s-a adevărat, în libertate este cea a sufletului, în care omul se simte liber în fața lui Dumnezeu și are disponibilitate de a iubi pe Dumnezeu și pe aproape. Adevărata libertate, spune Apostolul Paul, este atunci când ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu și nu de Duhul lumii. Când nu ascultăm de pornirile egoiste ale Duhului, ci ascultăm de pornirile Duhului, Duhului Dumnezeu, care o crește în că ți este o luptă între interiorul omului care se trebuie ispitele, care sunt cele materiale, sunt acea bucurie, acea fericire care provine de la Dumnezeu și lupta care se întâmplă în suflet este o veșnică luptă pe care omul trebuie să o ducă și pe care trebuie să o ducă în spiritul și omul cu inteligența sa, cu rațiunea sa, cu credința sa, el va căuta să aibă adevărata libertate, libertatea Duhului, libertatea prin Duhul lui Dumnezeu care iubește în noi, cum spune Apostolul Paul. Când ne luptăm spre Apostolul cu legea și cu Harul lui Dumnezeu, legea exterioară, legea pe care statele o promovează, legile pe care s-au promovat și care sunt subiective și au văzut acest lucru. La legile noastre sunt subiective, pentru că aceeași lege fundamentală și aceeași lege pe stată pe asta. Însă este legea subiectivă, legea Duhului, care este Harul lui Dumnezeu, care îi împlinește pe om. Și Harul lui Dumnezeu. Din Harul lui Dumnezeu, omul se împlinește. Trebuie să te urmăm. Să avem acea disponibilitate spre Dumnezeu prin credință, prin rațiunea noastră, prin Cuvântul lui Dumnezeu care ne conduce spre bogăția Harului care ne face liber, să fim adevărat la libertate în care omul se simte satisfăcut de viața sa, indiferent dacă are cele necesare pentru Christ sau are lipsuri.